Handbaliștii de la CSM Alexandria s-au întors la antrenamente cu un singur scop, acela de a promova în Liga Zimbrilor la finalul sezonului. Pe lângă antrenamente, elevii lui Liviu Candidatu au jucat deja și două partide de pregătire. Echipa de handbal a CSM Alexandria a susținut meciurile amicale în Bulgaria. Noi am început pregătirea destul de repede. În data de 3 ianuarie am avut reunirea lotului. Ne pregătim pentru play-off, un play-off din punctul meu de vedere destul de echilibrat comparativ cu anii trecuți. Sunt foarte multe echipe bune, din cele 8 echipe sunt din punctul meu de vedere 4 sau 5, fără să subestimez pe cineva, cu pretenții și cu loturi destul de bune. Am avut meciul de pregătire, am fost invitați de Federația de Handbal din Bulgaria la un turneu de pregătire cu Naționala Bulgariei în data de 9 și 10 ianuarie în localitatea Biala. Primul joc l-am câștigat 26-23. Al doilea joc din 10 ianuarie l-am pierdut. După 10 etape, echipa de handbal masculin a CSM Alexandria se află pe primul loc cu punctaj maxim în seria B divizia A. Mai multe despre ce și-au propus handbaliștii de la CSM pentru a doua parte a sezonului aflăm sâmbătă de la 11:30 în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă, moderată de Valentin Stângă la Antena 3 Alexandria.